Ziua de mâine va fi o zi de muncă, la 8.30 voi avea ședința cu serviciile. Bun, în cazul în care, evident, voi câștiga, nu trebuie să fim așa aroganți să spunem hop înainte de a sări, dar am certitudinea că vom avea susținerea locuitorilor Chișinăului. Dar este deja știut, a doua zi este ziua când avem din nou ședința cu serviciile primăriei și deja derularea, continuarea proiectelor, după care este și cu Consiliul Municipal de Muncă acum, de format Alianța Democratică, de continuat tot ceea ce am început și de pus bazele unei dezvoltări durabile din toate punctele de vedere. Dar ce faceți în caz în care pierdeți elegerile? Eu nu știu în ce măsură noi putem răspunde la aceste întrebări astăzi, în ziua votului, când nu se poate face campanie electorală, pentru că la aceste întrebări pe parcursul campaniei am răspuns în mod constant în felul următor. Am siguranța că voi învinge în aceste alegeri și astăzi am votat tocmai pentru a continua dezvoltarea europeană a Chișinăului, ceea ce putem face doar împreună cu locuitorii orașului. Și simt că locuitorii orașului, locuitorii sectoarelor și ai suburbiilor vor să continuăm dezvoltarea europeană a Chișinăului. Din partea cealaltă, din păcate, ei n-au primit nicio ofertă, absolut, doar denigrare. Prin denigrare nu poți câștiga alegerile. Le-am propus de mai multe ori, lăsați la o parte atacurile și prezentați-vă propriile proiecte, propriile soluții. Atunci când au avut ocazia să o facă, din păcate, s-a demonstrat că nici măcar nu cunosc. Dacă luăm dezbaterea de la Moldova 1, unde la câteva întrebări concrete legate de Chișinău, au dat răspunsuri greșite. Asta înseamnă că nici măcar nu erau documentați, nu știau. Exemplu, evacuarea gunoiului, unde s-a spus despre faptul că se face din buget, când se face din tarif și multe altele. N-are rost să intrăm în detalii. Acum contează, avem o zi frumoasă, avem o zi și răcoroasă, condiții foarte bune pentru participare la alegeri, de aceea invităm pe toată lumea la vot, astfel încât să știm cu toții încotro merge Chișinăul după 28 iunie. Dar noi suntem siguri că va merge înainte, va merge spre dezvoltare europeană.